Dialogul și negocierea sunt semnele de maturitate ale condiției noastre umane. Când ești tânăr, ești zbuciumat, ești chiar sângeros, nu? După aceea, încet, încet, încerci să te impui, se temperează, eventual. Da? Apare reflexia și sigur, după aceea, calmul, înțelepciunea. Nu vine, înseamnă că apar cu necesitate. Înțelepciunea vine deja și completează, ca da, să spun eu, aceea, informația primită pentru a putea să negociezi. Deci, negocierea e o artă, până da, la urmă, și o stăpâniți. Exact. De aceea eu, sub semnul acesta al înțelepciunii, nu cred în conflictul dintre generații, nu cred oricum, dar în acest segment al existenței noastre nu cred în conflictul dintre generații, fiindcă am văzut și tineri înțelepți și, să mă ierte Dumnezeu, am văzut și bătrâni mai puțin înțelepți, peste care viața a trecut cam degeaba.